Salutare tuturor! Emil aici de la Electroprofesional. Îmi cer scuze pentru lumina destul de slabă. Astăzi avem de făcut un unboxing pe care îl aștept de ceva timp și dacă tot am dat rec, vreau să vă arăt noua mea cască. Nu știu dacă v-am mai arătat-o, dar am zis să fiu sigur că v-am arătat-o. Achiziționată de la Hexagon din Timișoara. Este customizabilă cu accesorii, poți să-i pui vizieră, poți să-i pui tot ce vrei. Are dita mai acumulatorul aici, astea se pot da jos de pe cască. Și nu e, adică nu este doar abțibil cu Milwaukee, pentru că uitați la interior, deci e de la Milwaukee, nu mă întrebați de ce e albastră. Roșii n-am găsit. Și am rebranduit-o și eu puțin, așa să fie treaba. Astăzi avem un mic colețel de despachetat. E măricel, dar cel în interior e un pic mai mic. Hai să îl desfacem și să vedem ce avem la interior. Un pachet, din câte se poate observa, de la dragii noștri prieteni de la Arc Brașov, care mereu ne surprind cu chestii plăcute. Ce-o fi aici? Ce-o fi de la Fluc? Ceva. Certificatul de calibrare. Bineînțeles, este un aparat de măsură, după cum vă puteți da seama, după certificatul de calibrare. Este față verso, mai puțin important. Să vedem, factură fiscală. Da, să nu credeți că este primit cadou sau trimis la review, nu. Este achiziționat. Avem aici și factura. Electricienii cred că deja și-au dat seama despre ce este vorba, dar nu întocmai. După cum ați putut vedea, probabil pe unele grupuri de Facebook în ultimele zile, eu am pus la vânzare un aparat de măsură. Vă și arăt care. Ăsta. Mai exact, ăsta este aparatul. Este destul de nou, în care țipla pe ecran. El este mai vechiuț ca și producție, ca și an de fabricație. Eu îl am de prin 2020. Este un analizor de calitate a energiei de la Chauvin Arnoux. Sper că am pronunțat corect, nu prea le-am cu franceza. Este un aparat foarte bun pentru electricienii care și știu să-l folosească, bineînțeles. Are destul de multe funcții. Nu este chiar atât de necesar cum este un aparat multifuncțional pentru măsurători, dar este un aparat care te poate ajuta foarte mult în anumite situații. Funcționează cu clești, ampermetri sau cum s-or numi, care merg până la 6500 de amperi. Aparatul este bun ca să poți monitoriza tensiunea, să poți monitoriza consumul, să-l și înregistrezi, bineînțeles. Să poți vedea curentul activ, reactiv, aparent și așa mai departe. În principiu, cel mai tare se utilizează în zona industrială, mai puțin pe rezidențial, deoarece pe rezidențial, în afară de monitorizarea consumului pe faze și de monitorizarea și înregistrarea fluctuațiilor de tensiune, nu prea văd alte întrebuiințări, să zicem așa. În special cum avem noi rețelele destul de prost făcute și gândite și proporționate și așa mai departe, am foarte mulți clienți care se plâng de fluctuații de tensiune și aparatul ăsta ne poate ajuta de multe ori. Deci dacă sunteți interesați, este la vânzare. Prețul lui de achiziție a fost 3700 de euro, deoarece practic acum va sta degeaba. Eu îl vând la 7000 de lei.
Din nefericire, firma pe care a fost achiziționat nu mai există, deci nu vă mai pot da factură. Așa că, dacă sunteți interesați, acesta este aparatul, accept orice fel de test, lăsați în comentarii dacă vă interesează, aveți și numărul meu de telefon în descriere. Pentru că nu are rost să ținem un aparat care nu-l mai utilizăm, când îl poate utiliza altcineva și poate fi productiv cu acesta. Și de ce îl vindem? Haideți să vedem. Ce avem noi aici? Încă o dată mulțumiri prietenilor noștri de la Arc Brașov pentru promptitudine și pentru faptul că au avut acest aparat pe stoc. Cei mai mulți nu au pe stoc aparate de genul. Aici avem câteva pliante. Software Notice. Asta mi se pare că e pentru China. Sau ABA, nu, asta este. Pentru că se vinde în foarte multe țări. Aici cred că avem niște tile care să le punem pe conductor în momentul când măsurăm cu el. Lăsăm astea deoparte, urmează să le studiem. Și pentru mine este primul contact, adică nu știu încă foarte multe detalii, doar în mare ce am mai văzut și eu pe net. Avem aici niște cabluri tip banană, două cabluri la 2 metri și cablurile astea două o să vedeți mai târziu pentru ce. Avem aici cablul pentru utilizarea sondelor și al crocodililor. Foarte interesant, un cablu de 2 metri. Îmi place că este gândit așa, deoarece bornele de conexiune nu pot fi mai departe de atât între ele. Asta este gândit așa ca să nu se încurce, pentru că patru cabluri de indian astea s-ar încurca foarte ușor. Îmi place foarte mult cum arată. Cred că are undeva la 2 metri. Aici aveți codul, dacă sunteți interesați. 209 cm. Mai departe avem sistemul de prindere magnetic pe perete. Pereți metalice, adică de exemplu dacă mergi la un tablou electric industrial îl poți lipi direct pe tablou, care trebuie asamblat, bineînțeles. Vine cu 3 magneți foarte puternici, dar foarte puternici, deci nu vă imaginați cât de greu se desfac. Foarte interesant, abia aștept să-l montez. Îl dăm deoparte. Hai să vedem ce mai avem. Aici avem sondele magnetice, care le iubesc. Am vreo 4 și la metrel și îmi plac foarte mult. Trei roșii și una neagră. Deci un magnet foarte puternic. Aici băgăm banana. Fluc MP1, dacă se poate vedea. Încă o dată încerc scuze pentru lumina proastă. Foarte interesante și foarte utile. Așa, mai departe avem, asta e cureaua pentru geantă, deoarece asta nu ai nevoie să-l ții la gât, pentru că nu este un aparat cu care să te plimbi pe undeva. El este de sine stătător, unde îl instalezi să analizeze calitatea energiei. Avem cabluri pentru toate țările, Europa, UK, ăsta e America. Asta este cablul care intră în aparat. Da, și încă o dată Europa. Pare că sunt două europene. Interesting. Le dăm deoparte și pe astea. Aici avem cablurile cu cleștea ampermetrici flexibili,
dacă m-am exprimat greșit, vă rog să mă corectați, care sunt foarte, foarte frumoase. Cred că au tot undeva la 2 metri. Cablu siliconic de calitate, așa este mufa. Se detașează foarte ușor. O simplă apăsare aici și iasă cu ușurință, se introduc extrem de ușor. Abia aștept să le pun la treabă. Aici avem specificații, maxim 1500 de amperi și aici este și modelul. Deci este cât palma, este ideal, n-ai cum să ai cabluri mai groase de atât. Și avem 4 bucăți la număr. Încă unul identic. Și aici încă 2 bucăți. Toate 4 sunt identice. Se vede, deci la flux se vede calitatea. Deci nu, n-ai ce să comentezi. Dacă ești profesionist, flux este pentru tine. Eu sunt foarte mulțumit și de Metrel, dar parcă flux e, nu știu, e altceva, parcă e Mercedesul aparatelor de măsură sau așa ceva și Metrelul ar fi BMW-ul. Adică niciunul din ele nu sunt de lăsat, dar eleganța e altfel, e altceva. Așa. Aici avem crocobaurii, tot de la Fluc. Sunt foarte interesanți. Și strâng destul de bine. Avem așa 2, 3 negri, 4 negri și 2 albaștri. Se folosește un albastru cu un negru pentru altceva, iar ăștia 3 cu un albastru. Iar bonus, ce mai avem pe aici? Aici avem un cablu USB. Nu mă pricep foarte bine, cred că este USB tip B. O să vedem. Și după cum vă spuneam, uite, mai avem un cablu aici, ăsta cred că este pentru nu știu ce țară. După cum vă spuneam, bonus, mai avem un set de 4 sonde și 4 crocodili care sunt excepționale din punctul meu de vedere. Sunt niște sonde groase. Deci aici sunt compatibile cu sondele tip banană. De exemplu, cum avem sondele astea magnetice, dacă avem sonda montată pe aparat, asta se poate introduce direct aici, cu ușurință. Foarte ingenios. Iar dacă îți trebuie sonda clasică, bine, ele se desfac din mai multe puncte și fiți atenți că avem siguranțe fuzibile în ele. Deci, spuneți-mi voi unde ați mai văzut așa ceva. Și cred că este de 100 de amperi, nu pot roti, că este foarte strânsă, dar e ceva wow. Iar aici, dacă deșurubăm capătul, avem clasicul ac pentru contact, cu care putem să ajungem în punctele mai greu accesibile. Foarte interesant. Și crocodilii îmi plac. Cred că sunt ca ceilalți ce am arătat puțin mai devreme, doar că ăștia sunt roșii. Deci avem 3 roșii cu unul negru, iar la sonde la fel, 3 sonde roșii cu unul negru. Și aici este denumirea, dacă se vede, nu știu pe care se vede mai bine. Cred că se vede așa. Aici avem și instrucțiuni fuzibile de... uite, e de 11 amperi. Văzusem eu un 1, dar nu eram sigur dacă e 100, deși părea cam mică pentru 100. Foarte interesant kitul acesta FTP. Și lăsând la o parte accesoriile, nu cred că mai este nimic.
Aici avem și aparatul cu care ne jucăm astăzi. Din nefericire nu avem încă curent aici ca să-l putem pune și la treabă. Dar poate o să pornesc generatorul să vedem. Dacă ne ajută. Nu prea se vede dacă îl pun așa. Anyway. Este compatibil și Flux Connect, adică merge și cu aplicație pe telefon. Se poate seta luminozitatea. Și aici avem diferitele funcții. Are și touchscreen. Back, astea patru de jos le acționez cu butoanele de aici. Iar restul, de exemplu asta, pot să le acționez cu touchscreen. Aici avem power quality standardul, frecvența, nominal voltage. Aici, de exemplu, punem, te pune 220, 230, 240. Adică avem până la 480 de volți. Să zicem că punem 400. Uite, avem aici enter, da. Aici nu suntem conectați la nicio rețea. Back. Power. Logger. Și meniul principal. Faptul că are o baterie mare. Aici în spate. Sper că nu l-am scos din cadru. Are o baterie mare care poate fi alimentată de pe rețeaua testată direct. De asta avem cablurile astea. Avem aici cablul pentru testare. Noi putem să facem în felul următor. Putem să luăm L1 și să alimentăm aici în spate. Și putem să luăm cu N, avem nevoie. O să vedem exact în manual cum este partea asta de conectică, dar acum vă arăt la ce sunt utile aceste două cabluri. Și aici putem să păstrăm ordinea. L1, L2, L3, respectiv N. Da, cablul acesta, să vedem care este treaba cu el. Posibil să putem utiliza și, uitați, vedeți aici, alimentare între 100 și 500 de volți permite. Iar aici cred că se alimentează direct la priză. Cam acesta este consumul. Cât intră, atât iasă și pe nul. Așa. Aici putem vedea și sinusoida. Putem vedea sinusoida și pentru curent. Avem aici pe L1 1,14. Deci este un aparat foarte, foarte interesant. Nu prea am mediul adecvat acum ca să-l testez la întreaga lui capacitate, dar cu prima ocazie în care ieșim pe teren și avem un sistem trifazat unde putem analiza cum trebuie calitatea energiei, bineînțeles că o vom face. Hai să ne întoarcem la oile noastre și să nu mai stau cu aparatul atârnat pe aici, deoarece cablurile pe care le testez eu acum sunt destul de departe și stau în tensiune. Revenim imediat. Ei, și cam aceasta a fost prezentarea la prima vedere cu noua achiziție. Bineînțeles, imediat ce avem posibilitatea pe teren, o să o testăm în continuare și o să vă ținem la curent cu noutățile. Este foarte interesantă. Eu acum sunt ca un copil mic. Pentru mine astea sunt niște jucării pe care mi le doresc de mult timp. Ei, și după cum v-am promis că găsim un sistem trifazat ca să putem să testăm jucăria, am găsit unul și mai exact la blocul unde stau eu. Este un BMPT care alimentează tot blocul. Este un bloc de 8 apartamente care are un singur branșament trifazat și restul sunt împărțite, pentru că este un bloc unde fiecare apartament este închiriat. Este deținut de o firmă blocul care le închiriază.
Cam astea sunt consumurile. Vedem aici frecvența. Vedem consumul pe fiecare dintre faze, L1, L2, L3. Consumul e foarte mic pentru că nu sunt oameni acasă. Și pe nul, uitați, asta este consumul și atâta se întoarce pe nul. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Aici avem graficele cu fazele, cum crește și scade tensiunea. Uitați. Putem să-i dăm reset și o ia de la capăt. Deci avem L3-ul de la 228 și astea le avem la 234, L1 și L2. Putem să dăm aici pe power, unde vedem câți kilowatt se consumă. Vedem curentul activ și curentul reactiv. Aici vedem jos factorul de putere, care nu e deloc bun, cel puțin nu aici. Uite, aici vedem din nou graficul. Aici putem să setăm ce ne interesează. KVAR, de exemplu, dacă vrem să vedem curentul reactiv. Uitați, vedem pe fiecare fază în parte și totalul. Deci nu prea avem. Bine, la un consum insignifiant de mic, cum este în cazul de față, nici nu prea ai ce să ai, nefiind consumator trifazați în special. Aici putem să și mutăm, să vedem. Ce ne interesează? Voltage, current. O lăsăm aici pe all. Întoarcem la meniul principal. Practic ce ne interesează cel mai tare aici, avem tensiunea și curentul. Așa. Aici vedem și sinusoida. Deci în mare cam asta știe să facă. Da, și este și touch screen. Cred că este pe tensiune nominală setat greșit aici. Să lăsăm o tensiune de 230. De asta cred că nu mi-a arătat mie greșit aici. Un autocorect. Da, aici acum suntem în parametri, rotația fazelor este corectă. Cam asta știe să fac aparatul. Urmează să mă mai familiarizez și eu cu el, să învăț mai multe chestii pe care le știe. Dar una peste alta este o sculă foarte bună și foarte utilă. Recomand la orice electrician poate să achiziționeze așa ceva, să îl ia pentru că își merită banii din punctul meu de vedere. Te ajută foarte mult să-ți faci treaba ca la carte. Coborând mai jos, avem aici cleștii flexibile ampermetrici conectați pe fază și pe nul. Este făcută tratarea neutrului din ce am văzut acolo. Dar pe mine mă interesează împământarea. Uitați, ne vine împământarea aici, conectată cu penul pe 6 mm. Vine de undeva de aici, din spatele blocului de măsură. M-am și uitat în spate, iasă din pământ acest fir. Și fiind conectată cu penul, o putem măsura în buclă și să vedem
cam ce valoare are. Pentru această operațiune ne va ajuta dragul nostru prieten aici de față, pe care ne putem baza oricând. Bineînțeles, tot de la Fluc. Îl iubesc, efectiv. S-a calibrat, acum îl dăm pe ohmi și îl punem pe acest conductor. Și avem o priză de pământ pentru un bloc cu 8 apartamente de 5,8 ohmi. Da, not good. Să menționez că este pentru ambele blocuri de măsură care celălalt acoperă încă 8 apartamente. Deci, practic, e priza de pământ pentru 16 apartamente. Da, nu foarte bun. Am să sesizez problema administrației, deși nu cred să intereseze pe cineva. Dar totuși, eu am să semnalez situația. Cablu destul de subțire, pare a fi un 5x10 sau 5x6, nu pot să-mi dau seama exact din cauza grosimii neregulate a izolațiilor pe care o întâlnesc de multe ori. Așa că acesta este, să zicem așa, un prim test practic, unde o să întâlnim anomalii, acolo o să fie cel mai interesant de văzut. Momentan aici este cât de cât în parametri totul. Consumul e mic, tensiunea e ok. Cât de bine echilibrate sunt fazele, nu pot să vă zic, deoarece v-am zis, oamenii nefiind acasă nu există consum. Cam asta este cu jucăria noastră. Bineînțeles, conductorii sunt marcați ca să nu încurcăm când îi conectăm. Lăsați-vă și voi părerea în secțiunea de comentarii. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Dacă vreți, vă puteți abona și la prietenii noștri de la Arc Brașov. O să vedeți și la ei o multitudine de echipamente foarte interesante pe canalul de YouTube. Și până una alta, ne vedem la filmulețul următor.